După 3 luni de negocieri pentru procurarea clubului Rapid, businessmanul italian a cumpărat echipa Costuleni. Petro Belardere a efectuat tranzacția cu fostul proprietar al echipei de la Ungheni, Iurie Ghirinciuc, în numai 2 zile. Pentru a achiziționa echipa, el a achitat o sumă simbolică de 1 leu. Am achitat o sumă simbolică, 1 leu. Însă investiția în echipă va constitui câteva milioane. Peste câteva zile la conducerea echipei va veni un antrenor italian care va aduce fotbaliști italieni. Iar în viitorul apropiat, clubul va pleca la cantonamente la Roma. În afară de aceasta, intenționez să majorez salariile fotbaliștilor. În afară de Costuleni, Pietro Belardele a manifestat interes și față de Academia, care se confruntă cu probleme financiare, precum și față de Speranța Crehana Veche. Însă, până la urmă, italianul a ales echipa de la Ungheni. Am decis să optez pentru Costuleni, deoarece culoarea echipei este galben-albă. De asemenea, doresc să schimb denumirea echipei în FC Chișinău. Deja în viitorul sezon, noul meu club va lupta pentru titlul de campion. În campionatul precedent, Costuleni a ocupat locul 8 în clasament. Noua echipă a italianului Belardele va susține meciurile de acasă pe stadionul Zimbru. Alexandru Botnar, Vitalie Sobol pentru Cotidian.